când circumstanțele vieții, încercările, durerile ei provoacă răni în sufletul nostru, avem nevoie de un balsam vindecător. Avem nevoie de un tratament și în acele momente nu este balsam mai potrivit și mai eficient decât balsamul cuvântului Dumnezeu. Și probabil că locul cel mai potrivit, cel puțin pot să mărturisesc că cel mai benefic pentru mine în Scriptură să alergi în acele momente sunt psalmii, psalmii care sunt plini de experiențe, de durere, de încercări. Vedem pe oamenii lui Dumnezeu care se confruntă cu aceste realități și răspund în fața lor și strigă către Dumnezeu în mijlocul necazului și este un loc, un izvor de unde putem să mergem și să ne stâmpărăm și noi setea, un izvor din care putem și noi să mergem să prindem putere ca să putem să trecem prin dificultățile care noi trebuie să le suportăm, ele fiind distincte, evident, fiecare are dificultățile lui și fiecare le resimte în felul lui, dar experiența aceasta a suferinței, a încercării este una universală. Și a privi la felul în care oamenii lui Dumnezeu experimentează suferința, experimentează încercarea, este extrem de, extrem de benefic pentru noi. De aceea, dacă ne uităm la titlul psalmului din această seară, vom realiza că este un psalm care poate fi extrem de benefic pentru noi. Se intitulează O rugăciune a unui nenorocit. Când este doborât de întristare și varsă plângerea înaintea Domnului. Deci, dacă ești doborât, dacă ești întristat, acest psalm este pentru tine și este pentru mine. Psalmul este împărțit în două părți. În prima parte a psalmului, psalmistul care este necunoscut, nu știm cine exact este autorul acestui psalm, psalmistul vine cu o plângere înaintea lui Dumnezeu. Și de la versetul 1 la 11, el vine cu petiția și cu plângerea lui înaintea lui Dumnezeu. Apoi, de la versetul 12, la 28, deci mai bine de jumătate conținutul psalmului, rugăciunea lui se îndreaptă spre a găsi încurajare în Dumnezeu. Da? Deci prima parte este plângerea și a doua parte este o rugăciune de încurajare. Caută ca să-și găsească încurajare, înviorare în Dumnezeu prin rugăciunea lui. Și momentul schimbării de la plângere la încurajare se poate regăsi în versetul 12, când psalmistul ia o pauză din plângerile lui și spune: Dar Tu, Doamne, da? Focalizarea acum nu este asupra plângerilor lui, în primul rând, ci asupra lui Dumnezeu, care este sursa încurajării noastre, întăririi noastre în credință și psalmistul vrea prin rugăciunea lui ca să îndrepte cu privirea înspre Dumnezeu, ca să poată să treacă prin această încercare, o încercare care vedem în linii mari, o vizează pe el, îl vizează pe el personal, dar vizează și poporul lui Dumnezeu. Vizează comunitatea, vizează pe toți, nu este doar o suferință personală. El este în mod special poate vizat sau el resimte în mod deosebit această suferință, dar poporul lui Dumnezeu este vizat de această suferință și într-un fel este și o rugăciune de mediere, o rugăciune prin care încercând să rezolve suferința lui, să o aducă înaintea lui Dumnezeu, în același timp aduce înaintea lui Dumnezeu suferința poporului și nevoile poporului înaintea lui Dumnezeu. Vom privi pe scurt la cele două părți și vom încerca să extragem
din ambele părți câteva lecții pentru inimile noastre în această seară, care poate se află într-o stare similară cu titlul acestui psalm. În primul rând ne uităm la partea în care psalmistul vine cu plângerea lui înaintea lui Dumnezeu. Da? Avem plângere și petiție, rugăciune înainte lui Dumnezeu. Și prima lecție vine încă din titlu. Da? Încă din titlu. Poate dacă noi am fi scris acest psalm și am fi dat un titlu acestui psalm, nu l-am fi numit o rugăciune a unui nenorocit, când este doborât de întristare și își varsă plângere. Nu ne place ca să discutăm despre noi în termenii aceștia. Am devenit prea ciopliți, prea civilizați ca să spunem că suntem nenorociți sau suntem doborâți. Când suntem întrebați, frate, cum ești? Nu contează că tocmai ai fost diagnosticat cu cea mai mare boală, nu contează că ți-a murit cineva drag în familie? Păi, frate, așa. Poate ești doborât, poate ești nenorocit, poate ești gata ca să ți se despice inima și să verse afară toată amărăciunea, dar poate că ne-am prea civilizat, între ghilimele, ne-am prea cenzurat inimile și sufletele, încât nu mai putem ca să experimentăm asemenea lucruri. Și cred că prima lecție este aceasta. Psalmistul ne arată că este o reacție nu doar omenească, ci corectă atunci când suntem doborâți ca să experimentăm, să trăim aceste sentimente, să le verbalizăm, să le externalizăm aceste sentimente. Da? Este normal să le trăim și să ne vărsăm plângerea înaintea Domnului. Toată trăirea internă, toată zbaterea internă, chiar și toată externalizarea, plângere și gemete și strigăte, da? Vedem cum oamenii lui Dumnezeu nu le era teamă ca să manifeste în acest fel. Astăzi, dacă m-ați vedea din tristețe, când sfâșii hainele, a spune ca și un nebunit. O nebunit, fratele Mihai, asta e, trebuie să ne căutăm păstor. Dar în vechime, și vedem în cuvântul lui Dumnezeu, asemenea reacții de părere de rău, de pocăință, de tristețe erau normale. Da? Erau normale. Astăzi, orice fel de reacție supraemoțională este ciudată și ne face incomod. Dar nu vrem să vedem prea mult din suferința cuiva, nu vrem să vedem lacrimile cuiva, nu vrem să vedem suspinul cuiva, pentru că nu am ști cum să ne raportăm. Vrem ca această fațadă să fie frumoasă și toată lumea să fie protejată de furtuna care este în sufletul nostru. Și cred că prima lecție este aceasta. Nu este normal să fie așa, este normal să admitem și să comunicăm, că până la urmă realizați că acesta este un psalm care a fost comunicat poporului Dumnezeu. Acest psalm a fost scris ca să fie citit, ca să fie meditat asupra lui și să fie un ajutor pentru copiii lui Dumnezeu. Dar această reacție care trebuie să avem, care este normal să o avem, trebuie întotdeauna să se culmineze cu a ne vărsa plângerea înaintea lui Dumnezeu. Este normal să ne plângem unii altora, este normal să ne văităm de unii singuri, dar întotdeauna, și vom face toate lucrurile acestea, dar este cel mai important să ne vărsăm plângerea înaintea Domnului. Altfel, restul, oricât de naturale și normale și umane ar fi, sunt incomplete. Copiii lui Dumnezeu trebuie să meargă cu plângerea lor înaintea lui Dumnezeu. Și acea plângere nu trebuie să fie cenzurată în niciun fel. Da? Nu trebuie să fie cenzurată în niciun fel, nu trebuie să fie mai cochetă decât ea este cu adevărat. Psalmistul vine și spune, aceasta este plângerea unui nenorocit, unui om care este doborât. Apoi, în versetul 1 și 2, vedem esența petiției, esența cererii sau rugăciunii psalmistului. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig, ascultă-mă de grabă. Vedem dorința psalmistului ca Dumnezeu să îl asculte, adică să ia seama la rugăciunea lui. Noi câteodată așa de mecanic ne rugăm, încât dacă cineva ar asculta rugăciunile noastre, ar constata că suntem indiferenți dacă cineva ne ascultă rugăciunile.
Suntem indiferenți dacă Dumnezeu își pleacă urechea asupra rugăciunilor noastre sau dacă pur și simplu ne rugăm la pereții aceștia. Câteodată așa ne rugăm de parcă ar fi pur și simplu un mecanism terapeutic. Important e să recităm rugăciunile, să le spunem și apoi mergem acasă și suntem mai liniștiți. Și nu conștientizăm că mai important decât faptul că le-am spus și ne-am descărcat noi sufletul nostru și povara noastră și am făcut un exercițiu terapeutic, este faptul că Dumnezeu le-a ascultat. Faptul că Dumnezeu a plecat urechea și a luat seamă la ele. Ar trebui să ne rugăm în așa fel și cu așa intenție încât Dumnezeu să ia seamă. Și El ia seamă la rugăciunile noastre. Dorința este ca rugăciunea să fie ascultată. Ca Dumnezeu să-și plece urechea. Apoi dorința nu este doar ca Dumnezeu să-L asculte de departe, ci dorința este pentru prezența lui Dumnezeu în mijlocul necazului. Vrea ca rugăciunea lui să ajungă la Dumnezeu și vrea ca Dumnezeu să ajungă la el. Da? Nu mi-ascunde fața ta, spune psalmistul. Nevoia psalmistului numărul unu este ca el să-și descopere, să-și varse inima față de Dumnezeu și este ca Dumnezeu să se apropie de el, să vină să fie prezent cu el în mijlocul suferinții. Asta este prima nevoie a psalmistului și asta este prima nevoie a noastră. Să experimentăm pe Dumnezeu în mijlocul suferinței noastre. Altfel, suferința este în zadar. Asta este esența diferenței între suferința creștinului și suferința păgânului. Și păgânul și creștinul suferă, da? Și ateul și credinciosul suferă. Ambii trec prin boli, ambii trec prin necazuri, prin crize și așa mai departe. Diferența este că creștinul suferă și Dumnezeu este cu el în suferință și ateul suferă singur. Suferă singur, da? Dorința noastră trebuie ca să fie nu doar ca Dumnezeu să ne audă, nu doar ca Dumnezeu să ia seama la cerințele noastre, ci să se apropie de noi și să descopere față de noi. Este un proces de descoperire reciprocă. Noi ne descoperim față de Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă față de noi. Doar că Dumnezeu nu varsă din inima Lui suferință și durere, ci varsă slava Lui și frumusețea Lui, lucruri care pot ca să dea la o parte suferința noastră. Apoi observați că psalmistul nu doar că vrea ca Dumnezeu ca să-L asculte, să ia seama, nu doar că vrea ca Dumnezeu să se apropie de el, dar vrea ca lucrul acesta să se întâmple de grabă. Este urgent pentru el lucrul acesta. Este urgent pentru el. Îl vrea acum, îl vrea instant. Țineți cont, cerința aceasta este una care încă nu ține de circumstanțele lui. Nu ține de rezolvarea problemei care a generat aceste sentimente. Da? Ceea ce el necesită de grabă, înainte de rezolvarea circumstanțelor, înainte de rezolvarea problemei, înainte de rezolvarea crizei, este ca Dumnezeu să ia seamă și ca Dumnezeu să se apropie de el. Și vestea bună este că acest lucru se poate întâmpla instant. Dumnezeu poate ca să se facă cunoscut, poate să-și facă prezența cunoscută instant. Dumnezeu nu trebuie ca să rezolve toate problemele vieții tale ca tu să simți prezența lui Dumnezeu. Orice te apasă în această seară, tu poți ca să vii înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate ca să se descoperă față de tine, să-și arate slava față de tine și problemele tale să rămână exact la fel. Dar tu să pleci un alt om, cu altă atitudine, cu altă dispoziție, cu altă perspectivă. Și este bine să-ți dorești să faci lucrul acesta de grabă și Dumnezeu să îți răspundă de grabă. Da? Să-ți răspundă de grabă. La versetul 3, la versetul 11, avem plângerea propriu-zis. Da? Psalmistul începe și ne descrie care este starea lui în această criză, în această suferință. Și numerează diverse metafore și descrierea stării lui încât să comunice starea lui Dumnezeu. Că zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima mi este lovită și mi se usucă întocmai ca iarba, până și pâinea uit să-mi o mănânc. Altfel spus,
Viața este lipsită de sens. Zilele pierd ca fumul. Starea sentimentală este afectată așa de groaznic încât nici măcar poftă de mâncare nu mai are omul acesta. Așa este de traumatizat de suferința lui, da? Cum știu că și noi suntem apăsați de suferința noastră și de încercarea noastră și vom fi probabil pentru o vreme până când Dumnezeu va pansa inimile noastre, dar dacă ar fi să mizez, cred că până la urmă cam toți am mâncat astăzi. Am mers acasă, am mai plâns, am mai fost posomorâți și apoi ne-am pus și am mâncat. Că până la urmă, psalmistul este într-o stare în care nici măcar nu putea să-și imagineze, să gândească, n-avea, chiar dacă îi aduceai mâncare înaintea lui, zicea, nu vreau așa ceva, nu vreau să văd. Aceasta este starea care este descrisă, da? O stare de pierdere totală, o stare sentimentală total afectată, încât nici cele mai esențiale lucruri din viață nu mai par să aibă vreun sens. Versetul 5. Așa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne. Seamăn ca pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvia din dărâmături. Starea lăuntrică este manifestată din nou prin gemete, da? Printr-o externalizare, apoi prin singurătate, prin izolare. Este așa de întristat încât el vrea să fie în pustie, ca și o pasăre singuratică. Da? El nu vrea să aibă niciun contact cu nimeni. Un psiholog ar descrie această stare ca și o depresie clinică. Da? Nu vrea să mănânce, se izolează, nu mai are nicio speranță pentru viitor. Cineva ar spune, e depresiv, are nevoie de medicamente, nu-i problemă, îi dăm medicamentele și am rezolvat problema. Da? Nu este așa. Există depresie clinică, există oameni care suferă de la așa ceva, dar sentimentele acestea, de cele mai multe ori în viețile noastre, au rădăcini spirituale care trebuie tratate. Probleme care nu pot fi tratate prin medicamente, trebuie să fie rezolvate prin a merge la Dumnezeu cu problemele noastre, prin a ne vărsa inima înaintea lui Dumnezeu, prin a lăsa pe El să intervină ca și un medic asupra sufletelor noastre și să panseze rănile și să dea vindecare. Versetul 7. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Vedem că somnul este afectat, odihna de care avem nevoie fiecare este afectată, care în schimb, când nu dormim și nu mâncăm, ce se întâmplă, starea noastră devine din ce în ce mai negativă. Da? Dacă ne aflăm într-o stare depresivă și apoi nu mâncăm și nu ne culcăm la timp și așa mai departe și ne izolăm de familia noastră, de biserica noastră, la un moment dat, starea noastră devine din ce în ce mai rea. Și pe lângă povoarea interioară care există în mijlocul încercării, pe lângă presiunea interioară care există, există o presiune exterioară. Vin dușmani. Și noi românii știm să fim dușmani. Da? Deci în România de un lucru nu duci lipsă de dușmani. Îi găsești oriunde pentru că este în ADN-ul nostru. Noi știm să ne dușmănim. Vin dușmanii și în loc ca dușmanii să zică, mă, ok, nu-s prietenul tău, nu-s amicul tău, dar văd că ești la pământ și chiar dacă-s dușmanul tău, măcar astăzi te las în pace. Dușmanii profită. Și apasă și te lovesc. Și acum sunt presiuni din interior și presiuni din exterior și starea devine din ce în ce mai gravă. Mănânc țărână în loc de pâine și mi-amestec lacrimile cu băutură din pricina mâniei și urgiei tale, căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. În altfel, am putea parafraza, l-a luat Dumnezeu și l-a bătut de pământ. Să o spunem așa pe românește, da? Nu știu cum i-ar fi să te ia Dumnezeu și să te arunce departe. Impactul cred că este îngrozitor, da? NTR, noua traducere, redă acest verset în felul acesta, mănânc cenușe în loc de pâine și cred că este o traducere mai veritabilă. Probabil că referința aici este la pocăința psalmistului în sac și cenușe. Și așa de mult timp este petrecut în sac și cenușe, ia cenușa și o pune asupra capului său, încât hrana care ar trebui să o mănânce nu mai mănâncă, pâinea de cea de toate zilele care ar trebui să o consume ca trupul lui să se refacă, nu mai consumă
Și hrana lui este cenușa în care stă și lacrimile care curg pe obrajii lui. Există în sufletul psalmistului o conștientizare că într-un fel această suferință, această problemă este o judecată sau o disciplinare din partea lui Dumnezeu și asta l-apasă mai tare. Această conștientizare l-apasă mai tare decât hula dușmanilor, decât toată suferința interioară, realizarea că Dumnezeu este poate supărat cu el, este poate are o atitudine negativă sau de disciplină față de el și față de poporul lui Dumnezeu. Asta îl zdrobește pe psalmist. Versetul 11. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. O stare de depresie totală, altfel n-am cum să o descriu. Nici o perspectivă de viitor. Așa de apăsat a ajuns omul acesta. Din nou, puțin dintre noi am experimentat poate asemenea stări. Dar asta este o veste bună. Dacă este scăpare și speranță dintr-o asemenea stare, cu atât mai mult din încercări și stări sufletești inferioare. Ce am putea noi învăța din acest lament, din această plângere a psalmistului? În primul rând, din nou putem învăța că a simți aceste emoții este legitim. De multe ori noi, ca și creștini, când avem asemenea emoții și avem curajul să le comunicăm, automat vine cineva super spiritual și ne spune: acum frate, nu fi așa! Noi suntem pocăiți, noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Credeți că psalmistul nu credea? Credeți că era necredincios? Credeți că nu știa că Dumnezeu este atotputernic? Ba știa. Îl descrie așa, îl descrie ca și creator. Nu există o dilemă, o contradicție între a cunoaște un Dumnezeu atotputernic, a ști că El este în control și a simți asemenea sentimente. A trăi asemenea sentimente, a admite că ele sunt reale. Și este sănătos lucrul acesta. Să simți aceste emoții, să le analizezi, să le trăiești. Ba mai mult, să le trăiești în așa fel încât să le externalizezi, ba mai mult, nu doar că le externalizezi față de oamenii din jurul tău, ci le externalizezi față de Dumnezeu, îi le comunici lui Dumnezeu. Îți permiți ca să te comporți în acest fel înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, aceasta este lecția, că nu doar este ok ca să nu doar este benefic ca să simți aceste lucruri și să experimentezi aceste lucruri, dar să le exprimi în rugăciune este benefic. Nu pentru că Dumnezeu nu ar trebui înștiințat sau nu știe despre durerea ta, ci pentru că tu ai nevoie ca să împărtășești această durere, această greutate cu Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi nu ne putem elibera de unele dureri și de unele greutăți în viața noastră pentru că nu avem curajul să le împărtășim cu nimeni. Nici măcar cu Dumnezeu. Ne-ar fi frică să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să admitem că simțim aceste lucruri. Că suntem disperați, că suntem nervoși. Că suntem niște nenorociți. Mă, și înaintea lui Dumnezeu vrem ca să avem o postură de oameni tari. De parcă Dumnezeu n-ar ști cât de slabi suntem. Și mergem cu tot felul de formule înaintea lui Dumnezeu și încercăm noi să argumentăm frumos și să arătăm cât de spiritual suntem. Când ar fi mai bine să ne proșternim, să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să strigăm: Doamne, asta e starea mea! Asta simte inima mea și singurul care poate rezolva această stare ești Tu! Încercăm să ne ascundem de oameni, încercăm să ne ascundem de Dumnezeu și ajutorul nu vine de nicăieri, pentru că nimeni nu știe că are nevoie de ajutor. În afară de Dumnezeu. Și Dumnezeu dă cerura ce cer. Îți lipsește ceva? Cere de la Dumnezeu. După ce psalmistul se plânge înaintea lui Dumnezeu și își varsă amărăciunea inimii lui înaintea lui Dumnezeu, nu rămâne în acea stare. Ci începe cea de-a doua parte a psalmului în care prin rugăciune privește spre Dumnezeu și caută încurajare de la Dumnezeu. Și aceasta este în sine o lecție, da? Experimentează durerea, trăiește durerea, verbalizează durerea, externalizează durerea, încât cei din jurul tău să-ți cunoască durerea, vino cu ea înaintea lui Dumnezeu, dar nu rămâne doar acolo. Caută încurajare, caută vindecare și în primul rând caută-o
de la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. Prima încurajare provine din a privi la persoana și caracterul lui Dumnezeu. Înainte să fim încurajați de ce Dumnezeu va face pentru circumstanțele noastre, pentru situația noastră, și vom vedea că există și asemenea încurajare, psalmistul se bazează că Dumnezeu va acționa, dar înainte să se bazeze pe ceea ce Dumnezeu va face, trebuie să fim încurajați de ceea ce Dumnezeu este. De ceea ce Dumnezeu este, da? Dacă eu mă duc la soția mea când sunt depresiv și când sunt apăsat și când sunt obosit și când mă simt pierdut, nu mă duc în primul rând pentru ceea ce ea poate face pentru mine, și mă duc pentru ceea ce este pentru mine. Simpla prezență a acestei persoane este un ajutor pentru mine. De asemenea, pentru noi este o încurajare doar să privim către Dumnezeu și să ne amintim cine este El. El este veșnic, noi suntem trecători, El este împăratul, noi suntem robii Lui. Slava Lui este veșnică, noi vom fi uitați. Jumătate din problemele noastre, dacă nu mai bine, se rezolvă doar privind la cine este Dumnezeu și cine suntem noi în contrast. Noi, când avem o problemă, problema aceea și noi suntem centrul Universului. Și doar privind la Dumnezeu și realizând, stai un pic, că Universul ăsta e infinit și Dumnezeul nostru este infinit și eu mâine nu o să mai fiu aici. Problema mea este micuță. Doar atât, doar perspectiva aceasta poate fi o încurajare pentru tine dacă o privești prin credință. În al doilea rând, vedem că psalmistul apelează la încurajarea acțiunii lui Dumnezeu. Tu te vei ridica și vei avea milă de Sion, căci este timpul să te înduri de el. I-a sosit vremea. Cea de-a doua încurajare este prin faptul că Dumnezeu va acționa, se va ridica și va avea milă. Nu există vreun dubiu în mintea psalmistului că Dumnezeu se va îndura de poporul său. Există o relație specială între Dumnezeu și poporul său, a cărui reprezentant astăzi este biserica, suntem noi. Și această relație dă o certitudine în mintea psalmistului, încât el știe că acest Dumnezeu în care este angrenat într-o relație va acționa. Nu va rămâne fain frumos în ceruri și nu va face absolut nimic, ci va acționa, va interveni. Nu știe exact cum, nu știe care este soluția, nu știe exact când, dar știe că Dumnezeu va avea milă de poporul său. Pentru că există această relație deosebită, specială, între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Vedem, psalmistul spune, slujitorii tăi îndrăgesc pietrele Sionului și le este milă de țărâna lui. Priviți dragostea copiilor lui Dumnezeu pentru casa lui Dumnezeu, pentru locul care îl reprezintă pe Dumnezeu, încât îndrăgesc chiar și pietrele, chiar și ruinele. Le este drag, ei au o dragoste pentru casa lui Dumnezeu. Iar dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru biserica sa, este una infinită, încât intervenția lui Dumnezeu este certă, mai mult pentru noi. Care Scriptura ne atestă și istoria atestă și Duhul Sfânt în inimile noastre confirmă că Dumnezeu care a dat pe Fiul Său, cum nu ne va da El toate lucrurile? Noi știm care este magnitudinea dragostei lui Dumnezeu pentru biserica sa. Noi știm care este profunzimea, lățimea, lărgimea. Noi știm lucrul acesta. Ca tare, noi nu avem niciun dubiu că Dumnezeul nostru, care este veșnic, care este împărat, care este creatorul, care este suveran, nu va rămâne nepăsător față de durerea bisericii sale, față de inimile poporului său, ci el se va ridica și va avea milă. Cum va arăta această intervenție a lui Dumnezeu? Uitați ce spune psalmistul. Neamurile se vor teme de numele Domnului și toți regii pământului de slava Lui. Când Domnul va zidi Sionul și se va arăta în slava Lui, El va răspunde la rugăciunile celor nevoiași și nu va disprețui rugăciunile lor. Dumnezeu
spune psalmistul, va lucra în așa fel glorios, în mijlocul poporului său, cum Domnul va zidi Sionul și își va arăta slava în mijlocul poporului său. Și aceasta vine, vedem, ca și un răspuns. Evident că este în planul lui Dumnezeu, evident că este după înțelepciunea lui Dumnezeu, dar inclusiv aceste rugăciuni a poporului Dumnezeu fac parte din acest plan. Și este un răspuns la aceste rugăciuni. El va răspunde la rugăciunile celor nevoiași și nu va disprețui rugăciunile lor. Și rezultatul va fi că neamurile se vor teme de numele lui Dumnezeu și toți regii pământului de slava lui. Dumnezeu va lucra în mijlocul poporului său. În așa fel încât neamurile vor vedea slava lui Dumnezeu și se vor minuna de felul extraordinar în care Dumnezeu a lucrat în mijlocul poporului său. Apoi o altă motivație care ni se dă este motivația generațiilor viitoare, generația credincioșilor viitori care vor veni. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și pentru poporul care se va naște să laude pe Domnul, căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui. Domnul privește din ceruri pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului. Există o perspectivă divină asupra istoriei care trebuie să o adoptăm, pentru că va fi o încurajare deosebită pentru noi. Dumnezeu de la începutul istoriei și până la sfârșit își mântuie un popor care să-i poarte numele și să slujească de lauda slavei sale. Și Scriptura ne spune că acest popor, această biserică, această mireasă, va fi compusă din credincioși, din toate neamurile, din toate etniile, din toate limbile vorbite sub cer. Și viața mea și viața ta face parte din acest plan. Biserica aceasta face parte din acest plan. Dacă te uiți doar la viața ta, doar la anul încercării tale, dacă te uiți doar la biserica ta, doar la ceea ce se întâmplă aici și acum și nu te uiți din perspectiva mare, divină a lui Dumnezeu, să vezi că El folosește toate lucrurile, inclusiv viața ta, inclusiv biserica ta, inclusiv suferințele tale, inclusiv încercările în mijlocul ei. Cu ce scop? Ca să mântuiască pentru sine un popor care să poarte numele Lui, care să laude numele Lui. Când am început în această slujire de pastorală, unul dintre lucrurile care Dumnezeu le-a pus în mod puternic pe inima mea a fost acesta, să slujesc cu bucuria roadelor nevăzute. Să mă împac cu ideea că aici, în Biserica Sfânta Treime Zalău, s-ar putea să văd un număr mic de roade toată viața mea. Și să am totuși bucuria acelor roade care nu le voi vedea până când ajung dincolo de această viață. Să știu că Dumnezeu va folosi orice slujire credincioasă ca să-și împlinească planul Său. Și eu nu știu și dumneavoastră nu știți cum ceea ce se petrece aici, inclusiv încercările de aici, vor fi folosite de Dumnezeu în generațiile care vin ca să-și împlinească planul. Nu știm care dintre copiii noștri s-ar putea să fie următorul mare evanghelist sau dintre copiii lor. Nu știm cum predicarea, care gândiți-vă doar la aspectul ăsta tehnologic, da? Într-un fel îngrozitor. Tot ceea ce spun eu și voi spune vreodată este înregistrat. Bunicul meu n-a avut treaba asta, da? El, dacă, între ghilimele, a dat-o foarte slab într-o duminică, peste câteva duminici a uitat lumea. Eu pe vecie voi fi pe YouTube. Dar pe de altă parte, de fiecare dată când vestim Evanghelia, și aceea este înregistrat. Și eu nu știu peste 50 de ani cum Dumnezeu va folosi. Cum eu astăzi iau cărți la păstori care au murit de mult și sunt zidit și sunt ajutat și sunt crescut. Nu știți dumneavoastră cum slujirea care o faceți în familiile voastre. Totdeauna noi ne gândim la slujirea care eu sau alții o fac aici în față. Dar țineți cont că și eu am avut părinți și oricare predicator are părinți și Luther a avut părinți și Augustin a avut părinți
Și Pavel a avut părinți. Oamenii lui Dumnezeu se nasc din părinți, s-au crescut de părinți și s-au crescut în biserici. De aceea, noi trebuie să slujim cu această perspectivă a viitorului, a planului lui Dumnezeu de a strânge oameni din toate neamurile, din toate popoarele și din toate generațiile. Generații de oameni care Dumnezeu va aduce la mântuire. Generații care este posibil că noi nu le vom vedea vreodată și nu le vom cunoaște până nu vom fi împreună în cer. Viața mea, viața ta, suferințele tale, încercările tale au un scop mai măreț. Un scop care transcende chiar și timpul vieții tale, pentru că există un plan măreț. Și aceasta trebuie să fie o încurajare pentru tine. O să mi se pare extraordinar ca să mă întâlnesc în cer cu oameni care au fost aduși la credință prin slujirea bisericii noastre după ce noi am murit. Să ne întâlnim în cer și să spunem: ei, voi sunteți frații ai de la Zalău? Nu o să-ți vină să crezi cum Dumnezeu la 50 de ani după ce s-a închis biserica aia voastră micuță la parterul unui bloc, am găsit o cărticică, am găsit o înregistrare. Și să ne minunăm. Și să vedem felul în care Dumnezeu, în mod cu maestate și cu înțelepciune divină, a construit acest plan. Eu n-am cum să cunosc tot planul, dar știu că este un plan. Și știu că inclusiv încercările și suferințele și lucrurile neînțelese de mine fac parte din acest plan. Și psalmistul spune: privește spre generațiile viitoare. Privește și uită-te că această suferință care tu trebuie să o înduri, care poporul lui Dumnezeu de astăzi trebuie să o îndure, face parte din planul lui Dumnezeu. Este nevoie de ea în planul lui Dumnezeu și lasă-te încurajat de acest lucru. Și ultima motivație. Motivația perspectivei veșniciei. Dacă privind spre viitor este o încurajare și trebuie să fie o încurajare, privind spre veșnicie trebuie să fie apogeul încurajării. Dacă privind peste 2-3 generații ne încurajează, atunci privind spre veșnicie ar trebui ca să fie maximul încurajării. Eu zic, spune psalmistul: Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilor mele. Tu ai cărui ani țin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Realitatea este că noi, cel puțin pe acest pământ, suntem temporari, suntem trecători. Anii noștri sunt limitați. Unii mai puțini, alții mai mulți. Niciunul dintre noi nu știm. Aceasta în sine ar trebui să fie o încurajare dacă ești credincios. Dacă știi încotro te îndrepți. Oamenii credincioși n-au frică de moarte. Nu au frică de moarte. Cred că Spurgeon zicea că de fiecare dată când era chemat la patul unui frate credincios din biserică care se afla pe pragul morții, aștepta ca să vadă un om cuprins de frică. Și Spurgeon mărturisea, zice: nu mi s-a întâmplat încă. Frații noștri, zicea el, nu se duc în întuneric. Și nu le este frică de întuneric, ci se duc în lumină, pentru că știu unde se duc și Dumnezeu îi așteaptă. Aceasta este o realitate fantastică, care noi am experimentat-o când am stat la marginea patului unui om credincios, când am văzut oameni care știau că mai au doar câteva zile de trăit și ne așteptam să auzim văietare și bocete și plâns. Și ei care mai aveau poate câteva zile ne-au încurajat pe noi. Cum se poate lucrul acesta? Pentru că, pentru credincios, pentru cel care știe unde se îndreaptă, cum dacă nu știi unde te îndrepți în această seară, n-ai niciun motiv ca să fii încurajat și nu vreau să te încurajez. Pentru că ceea ce urmează dincolo este cu mult mai rău pentru tine decât ceea ce este aici. Și ceea ce urmează dincolo este judecata și după judecată este pedeapsa veșnică, care nu se termină. Vestea bună este că încă n-ai ajuns acolo. Încă ești aici. Încă te poți lăsa de cercetarea care Dumnezeu ți-o face în această seară, în viața ta.
Simplu fapt că ești aici nu este o coincidență, este providența lui Dumnezeu care te cheamă la pocăință, care te cheamă la o relație corectă cu El, să intri într-o relație corespunzătoare. Să poți avea această nădejde a veșniciei. Acea relație care poate exista doar prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar pentru noi cei credincioși, această realitate, că viața aceasta pe acest pământ este temporară, este o încurajare. Oricât de grea ar fi această viață, oricât de grea ar fi încercarea, ea este temporară. 80, 90, 100 de ani. Dar este temporară. Știți ce nu este temporar? Ce nu este trecător? Psalmistul ne spune, Dumnezeu. El este veșnic. Anii lui sunt fără sfârșit. El nu se va sfârși niciodată. Pământul acesta, cu tot ce-i pe el, va arde. Noi vom muri. Trupurile noastre vor fi îngropate. Dar Dumnezeu este veșnic și Dumnezeu, spune psalmistul, va schimba toate lucrurile. Ca și un veșmânt, ca și pe o haină. Tot universul acesta va fi schimbat de Dumnezeu cum îmi schimb eu costumul. Mă duc acasă în seara aceasta, fac un duș și îmi iau alte haine. Așa va schimba Dumnezeu, va șterge tot universul acesta corupt de păcat și îl va schimba cu un univers nou, cu o creație nouă. Din care tu și cu dumneavoastră putem face parte dacă și noi suntem oameni noi. Oameni curățați în sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru noi cei credincioși, faptul că viața noastră se termină este o încurajare. Înseamnă că suferința se termină, înseamnă că povara păcatului se termină, înseamnă că încercările se termină, totul se termină. Și Biblia ne spune că acolo, în prezența lui Dumnezeu, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi suspin, nu va mai fi suferință, va fi doar bucurie în prezența lui Dumnezeu. Ca tare, pentru mine și pentru tine, moartea nu este o amenințare. Moartea este o promisiune. Moartea nu este un sfârșit, moartea este cel mai mare început. Moartea nu este ceva care ne demoralizează, moartea este ceva care ne încurajează. Credinciosul este singurul care poate privi cu dor dincolo de moarte și în același timp poate ca să privească cu o plină dorință și cu o plină bucurie de a trăi viața aceasta care Dumnezeu i-a dat-o. Suntem singuri care avem toată nădejdea, toată speranța, toată încurajarea pentru viața de aici și pentru viața de dincolo. Moartea a ta și a mea personală și deteriorarea noastră și acestei creații nu este finalul. Pentru că El va schimba totul. El va înnoi totul. Cel care este veșnic și fără schimbare, cel care a creat toate lucrurile, El le va schimba pe toate și le va înnoi pe toate. De aceea noi în această seară suntem plini de încurajare și de nădejde. Și de aceea vrem și noi în momentele care urmează să venim cu inimile noastre, poate îndurerate, poate apăsate, înaintea lui Dumnezeu și să îi mărturisim starea noastră. Să plângem înaintea Lui, să aducem motivele noastre de apăsare și apoi să privim spre El pentru încurajare. Să privim spre persoana Lui, spre caracterul Lui, spre natura Lui, spre slava Lui. Să privim spre dragostea Lui care a acționat, a luat acțiune în crucea Domnului Iisus Hristos și care ne garantează că și în ziua de astăzi va acționa. El nu își va abandona biserica. El nu își va abandona copiii niciodată. Să privim spre viitor. Să privim spre generațiile care vin după noi și care Dumnezeu le va aduce, generații de oameni mântuiți spre slava Lui. Să ne gândim la oportunitatea care o avem ca noi să fim o verigă în acel lanț al lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, să ne gândim spre veșnicie. Că vine o zi când vom fi cu Dumnezeu. Și când toate lacrimile noastre vor fi șterse și când toată durerea va dispărea și va fi bucurie deplină și împlinire deplină în Dumnezeul nostru. Dumnezeu ca să vă dea putere, încurajare, să vă întărească credința. Dumnezeu ca să vă călăuzească ca orice încercare care o experimentați să fie o povară care nu doar să vă dărâme, să vă nenorocească,
ce să vă apropie de El în fiecare zi. Amin. Amin.